Hello, hello! Este o frumoasă zi de duminică și am hotărât să plec în centrul Londrei să mă plimb. Am plecat cu DLR-ul, acesta este un tren automatizat fără conductor. Centrul Londrei este plin de turiști, iar puburile lor, renumite prin decorațiunile cu flori, sunt și ele pline de turiști. Voi merge către Tower Bridge, este binecunoscutul pod emblematic din Londra, și de acolo vreau să ajung până la Tower Gate. Clădirea aceasta neagră și rotundă este primăria Londrei, iar vis-a-vis de ea, peste Tamisa, este centrul Londrei cu clădirile zgârienori care în ultimii ani s-au dezvoltat foarte mult. Râul Tamisa, care trece prin orașul Londra, are o lungime de 346 de kilometri și se varsă în Marea Nordului. Tamisa are flux și reflux, iar atunci când este la reflux, adică atunci când se retrage, este o bucurie și o plăcere să ne plimbăm pe maluri, să căutăm obiecte pierdute sau comori. Transportul în comun din Londra este prezent și pe Tamisa. Acest vaporaj alb este un autobuz care circulă pe râul Tamisa și care transportă zilnic 10.000 de pasageri. În jurul lui Tower Bridge, pe ambele maluri ale Tamisei, sunt amenajate zone turistice bine întreținute, curate și păzite, unde sunt și multe terase. Ne putem opri să ne relaxăm, să ne odihnim și în același timp să privim către monumentele istorice de interes turistic. Fiecare cafenea are priveliște, are view foarte drăguț asupra acestor obiective de interes turistic.
Și am ajuns la Tower of London. Aceasta este reședința oficială a majestății sale, regina. Așa cum știți, anul acesta s-a aniversat jubileul de platină, adică 70 de ani de domnie. Este singurul monarh care a domnit atât de mult. Ei bine, în cinstea acestui eveniment, grădinarii de la castel au hotărât să amenajeze grădina cu 2 milioane de flori. Și am vrut să vin să văd cum arată. M-a surprins faptul că au ales flori de câmp. M-a surprins în mod plăcut, pentru că este așa o eleganță și așa o decență în această amenajare, încât te uiți, visezi și nu-ți mai vine să pleci de aici. Nimic opulent, nimic strident, totul este pe calm, pe relaxare, pe decență, pe simplitate și este un loc unde, dacă ajungeți în Londra, vă recomand să veniți să îl vedeți.